Oțelul vrea să-și ia un la revedere frumos de la Liga Secundă. Echipa gălățeană întâlnește Rapid în ultima etapă a sezonului regulat. Antrenorul, Stelian Bordeanu, crede că elevii săi au făcut tot ceea ce era posibil. Putează că n-am avut rezultate, dar era oricum previzibil că era foarte greu să scoți rezultate cu copii de 15, 16, 17 ani aruncați în luptă de, eu știu, cu două zile înainte de a începe campionatul. Era foarte greu, dar eu zic că ne-am, la momentul ăsta ne-am descurcat onorabil, n-am, chiar toată lumea a avut cuvinte de apreciere. Din păcate au lipsit rezultatele. Asta e cel mai... Nu-i ușor, nu-i, nici pentru noi nu-i ușor, că Oțelul e pe ultimul loc, dar trebuie să vedem situația reală care este la club și situația care și trebuie înțeleasă. Oțelul Rapid se joacă duminică 27 martie de la ora 18 pe stadionul situat în cartierul Țiglina 3. Suporterii sunt așteptați la stadion, mai ales că ar putea fi ultima partidă oficială a fostei campioane.